Bine v-am găsit, dragi prieteni, la emisiunea Miezul Vieții. Sunt Cornel Drăvășan și astăzi stăm de vorbă cu domnul dr. Romeo Dumitrescu, președintele Fundației Cucuten pentru Mileniul 3, arheolog, pasionat. Amator sau profesionist, domnule doctor? Amator. Aveți totuși o dragoste deosebită față de această disciplină numită arheologie și o să vedem la momentul oportun de ce și cărui fapt se datorează. Dar prima dată, și o să vă întreb, cine este, altfel spus, Romeo Dumitrescu? Un om simplu, foarte, foarte, foarte simplu, care preferă să înțeleagă lucrurile prin metoda cea simplă, nu prin metoda cea complicată. Medic, pediatru, arheolog amator, cu toate că m-am profesionalizat în ultimii 21 de ani de când mă ocup de cultura Cucuteni, am publicat reviste, cărți, albume, expoziții internaționale, susține de săpături de arheologie în cultura Cucuteni. De ce v-a pasionat, în primul rând, medicina? Medicina a fost o curiozitate continuă, lucru care l-am văzut și la cei trei copii ai mei. E o curiozitate probabil genetică pe undeva, pentru că toate lucrurile merg de la cauză la efect. Și întotdeauna în medicină lucrurile merg de la cauză la efect și atunci este foarte interesant ca un detectivism biologic să știi ce se întâmplă și de ce se întâmplă. Înțeleg că și dumneavoastră ați luat-o de la părinți sau de la un medic care v-a fascinat într-un anumit moment al vieții? Medicul care m-a fascinat foarte mult sau personajul care m-a fascinat foarte mult a fost Dr. Livingstone. Și de aceea îmi doream întotdeauna să fiu doctor aviator și misionar. Aviator am fost puțin cu deltaplanul și am căzut. Medic am fost vreme de 20 și ceva de ani, dar misionar n-am ajuns niciodată. Misionar poate în sensul acela al explorării, cum era Livingstone, exact. Că fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, suntem misionari prin ceea ce spunem, prin ceea ce trăim, prin ceea ce... Noi, prin educația noastră religioasă din frage de pruncie, suntem să fim făcuți într-un fel sau altul misionar. Și misionar poți să fii și la tine în sat, misionar poți să fii și la tine în oraș, și la tine în țară, pentru că sunt atâtea lucruri și atâtea dureri și atâtea nevoi în locul în care ne aflăm, încât câteodată pare hilar să te duci în Guiana Britanică sau să te duci în mijlocul Africii Negre, decât să misionarizezi propriul tău sat. Așa este. Domnule doctor, cred că dragostea noastră de 20 de ani încoace și mai bine rămâne arheologia. Ce v-a atras spre acest domeniu atât de vast, atât de frumos? Și eu eram fascinat de arheologie, visam când eram copil să merg undeva să descoper câte un ciob, câte o chestie, să spun, să văd ce cum au trăit alții. Eu am vrut să fiu arheolog de când eram mic și chiar făceam, așa zise, prefăcute săpături în diverse locuri din jurul Moineștiului, până când una din zile, când unul din prietenii mei mi-a făcut o... M-a păcălit, a ascuns un vas de ceramică într-un colț și cu prietenii m-a lăsat să săpăr în locul acela. Când l-am găsit, l-am luat în braț și am spus, gata, am găsit. Din păcate, săpam cam cu 2000 de metri mai departe decât situl de Cucuteni, care mai târziu l-am cumpărat la Moinești Poduri din județul Bacău. Și chiar am fost doctor în poduri vreo 3 luni. Lumea săpa acolo, nu știam nimic despre săpături respective. Dar asta a fost o pasiune de colecționar care s-a transformat într-o pasiune vis-a-vis de arheologie și mai ales că în zbor de pasăre la un kilometru de noi era situl arheologic cel mai important din lume de Cucuteni. M-am reatașat foarte, foarte, foarte mult de arheologie. Da, foarte interesantă experiența noastră. Vă visați că descoperiți și comori și chestii astea? În general, arheologii sunt niște pseudo-descoperitori de comori și cam asta se întâmplă. Numai că arheologia, în general, oferă rare o descoperire gen mormântul lui Tutankhamon sau Schliemann cu Troia. Dar în zilele obișnuite, într-un sit de Cucuteni, numai săpând ușor cu un șpaclu și cu o lopățică, găsești, dacă nu vrei,
Este o profuzie, o bogăție imensă de ceramică în cultura cucuteni și asta te recompensează foarte mult. De ce este atât de important cum trăiau oamenii altădată? Este foarte important cum trăiau oamenii altădată pentru că noi de obicei nu învățăm. Nu învățăm din istorie. Și dacă am învățat din istorie, probabil că foarte multe lucruri nu s-au mai repetat. Războaie, cataclisme ecologice. Dar văzând, de exemplu, lumea la Cucuteni, faptul cum își tratau ei natura, cum își tratau mediul înconjurător, cum își așezau locuințele, ai de învățat lucruri extraordinare. Ei nu se așezau niciodată într-o vale care era inundabilă, se așezau pe un deluleț, se așezau întotdeauna lângă un izvor de apă, nu distrugeau plantele care făceau fructe în jurul lor, ci le tăiau pe cele din depărtare de localitatea lor, duceau, după cum au descoperit arheologii, o viață curată, biblică, considerând că arheologia e cea biblică și nu cea exprimată milioane de ani, duceau o viață curată, mai aproape de natură și probabil mai aproape de Dumnezeu. Domnule doctor, contextul acesta este foarte complex, dar pentru toți cei care nu au auzit până acum de cultura Cucuteni, ce înseamnă această cultură? Cultura Cucuteni înseamnă o cultură veche de aproape la începutul Pământului. Dacă am calculat din punct de vedere biblic, apariția Cucuteni este când Adam și Eva aveau 200 de ani. Primele localități de Cucuteni au apărut în România. Deci acești oameni probabil știau de Adam, unii probabil chiar îl știu, poate chiar îl văzuseră. Deci vreau să spuneți că Adam și Eva au avut copii, care au avut copii și au migrat. Și au migrat în raze de soare, au migrat până în China, pentru că pentru o perioadă de 500 de ani există o identitate arheologică cu vase de același fel, cu case de același fel, cu obiecte de același fel, pe un areal uriaș care merge până peste Carpați, în nordul Spaniei, până la cultura Yangshao din China, în triunghiul fertil Israel, Iordania, Mesopotamia. Pentru o perioadă de 400-500 de ani găsim exact același tipuri de lucruri, cu aceleași desene, cu aceleași forme aproape identice, care încetul cu încetul s-au geografizat din cauza condițiilor locale și după aceea, probabil, din punct de vedere religios, au apostaziat, s-au îndepărtat de acele vase care erau desenate abstract și au început să-și creeze alți dumnezei, alte puncte de interes religioase și funcții de materiale pe care le aveau în jur, se dezvoltau altfel. De exemplu, în Grecia, neoliticul e mai mult cu construcții din piatră, în România cu construcții din lemn, în Grecia cu construcții din marmură. Adică fiecare s-a adaptat la locul în unde care a ajuns, unde a poposit în cele din urmă și s-a adaptat faunei și locului și geografiei din locurile respective și după 506 de ani s-au aculturat în sensul religios al cuvântului. Ce vă uimește cel mai mult la această populație? Această populație a fost o populație extraordinar de omogenă. Pe suprafață de 300.000 de kilometri, se pare că vorbeau același limbă, aveau informația foarte repede, legăturile dintre ei era foarte, parcă ar fi avut un radio sau un ziar care apărea în aceeași zi peste tot. Aceleași lucruri se întâmplau exact la fel pe suprafață de 300.000 de kilometri. Comunicau foarte repede și erau extrem de inventivi, cu un spirit artist ieșit din comun, fascinant chiar. Ce ar putea învăța omul modern de la această populație antică? Să-și protejeze mediul și să-și protejeze esența religioasă. Erau familiști? Erau familiști, trăiau în familii de 8-9 persoane, numărul conta foarte mult. Aveau poligami, monogami? Păreau monogami. Femeia avea o importanță destul de mare, pentru că era văzută în ghilimele și nu trebuie luată în numele de rău, ca un fel de fabrică de copii. Avea o fertilitate cam cu 30% mai mare decât populațiile din epoca noastră modernă și păreau monoteiști. Ce reprezintă Biblia pentru dumneavoastră, domnule doctor, în contextul în care Biblia vorbește, printre altele, și despre un potop? Aveți legături cu
conexiuni între civilizația cu puteni, potop, Biblie? Este foarte important, în primul rând, să hotărâm ce este Biblia. Biblia probabil este singura busolă decentă și de neinfluențat în această lume modernă de aproape 2000 de ani. Fără Biblie am fi cu mult mai puțin dezvoltați și mai săraci cu Duhul. Arheologia, la rândul ei, trebuie înțeleasă nu la modul în care îl descriu universitățile, ca un acordeon uriaș de milioane și miliarde de ani care s-a dezvoltat nou. Biblia descrie că Dumnezeu a făcut pământul și există 7.000 de ani. În aceste 7.000 de ani s-au întâmplat și dinozaurii, s-au întâmplat și schimbări climatologice teribile, din mare parte dezvoltate de om, iar potopul probabil este o piatră crucială în repopularea lumii în acel moment. Probabil că mii și mii de specii au dispărut în timpul potopului, pe care îl găsim amestecate pe fundul mărilor și în tot soiul de țări. Lumea spunea, nu găsim oameni alături. Bineînțeles că nu găsim oameni alături, că oamenii deja stăteau într-un spațiu destul de restrâns în jurul Triunghiului de Aur, care înseamnă Israel, Mesopotamia, Iordania, și nici nu aveau ce să caute între dinozauri. Iar dacă am reconceptualiza întreaga istorie, am fi mult, după Biblie, am fi mult mai bine lămuriți. Până și măsurătorile de carbon 14, chiar și cele recalibrate, după 7.000 de ani, 8.000 de ani, au bătaie la cântar, au deficiențe în interpretarea exact. Știința are limite și nu face altceva decât să rămână în urma Bibliei, descoperind mereu ce a făcut Dumnezeu. Ce este Dumnezeu pentru dumneavoastră? Sau cine este Dumnezeu mai bine? E foarte interesant că, și s-ar putea să supere pe multă lume, Dumnezeu nu este adventist. Dumnezeu nu este catolic. Dumnezeu nu este musulman. Dumnezeu este Dumnezeu. Și prin lipsa noastră de cunoaștere, de multe ori, i-am dat diverse nume, diverse atribute. Dumnezeu este etern, este creator, este cel care stă în spatele nostru la fiecare gest, este cel care ne ajută de fiecare dată când avem nevoie și chiar și când nu avem nevoie, și probabil de multe ori râde de rugăciunile noastre, pentru că suntem atât de stupizi, uneori rugându-ne pentru lucruri inutile sau care ar putea să ne facă rău puțin mai târziu. Dumnezeu este cel care a fost, este și va fi. Dacă mi-ar asculta un ateu în acest moment și ați putea să vorbiți despre un Dumnezeu într-un minut, ce ați spune? Cu atei este foarte greu de vorbit, pentru că asta este o altă religie. Am din cei trei copii, unul este ateu, cu toate că a făcut Kingsway College în Canada, un colegiu adventist, și mă uitam la el cât de agresiv și întotdeauna căuta să mă atragă în discuții în care se pune la îndoială pe Dumnezeu. I-aș spune un ateu, faci prea multe eforturi să nu înțelegi pe Dumnezeu și să înțelegi lipsa lui Dumnezeu. Te costă mult mai mult să faci eforturi acestea imense în care să îl dești pe Dumnezeu. Ce este omul? Omul? Acum la 62 de ani vă spun că această întrebare îmi rămâne în continuu minte ce este omul. Suntem o picătură trecătoare, suntem o scânteie trecătoare, care dacă nu dăm slavă lui Dumnezeu și nu dăm atenție lui Dumnezeu, suntem nimic. Care este sensul vieții, domnule doctor? Sensul vieții, nici pe ăsta nu l-am găsit chiar la 62 de ani, dar îmi dau seama că trebuie mers continuu înainte, dar înainte, nu orice direcție, să ai o luminiță călăuzitoare. Trebuie să mergi, și chiar povesteam copiilor mei, sunt un luptător și voi lupta întotdeauna, și atunci dacă numai din mine va rămâne o singură mână care să poată să meargă, aceea va continua să meargă înainte, să cațere și să-și facă lucrurile.
mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea de a ne primi în casa dumneavoastră, într-un decor atât de frumos, cu artă, cu vestigii, cu... Și avem... cu arca lui Noe. Arca lui Noe. Avem acolo un vas de 7.000 de ani, aproape de 6.000 și ceva de ani. 6.000 și ceva de ani. Vă mulțumim, domnule doctor, vă dorim mult succes în activitate. Dragi prieteni, a fost împreună cu noi domnul doctor Romeo Dumitrescu, președintele Fundației Cucuten pentru Mileniul 3, arheolog pasionat. Sper că ați avut bucurie să fiți împreună cu noi. Sunt Cornel Dărvășan, la revedere!